Bună ziua! Bine ați venit pe site-ul lecțiideinformatică.net. În acest videotutorial am să vă arăt cum puteți să faceți un registru de casă în Excel. Bun, mai întâi de toate vom introduce un antet, așa cum este bine oricărui document într-o firmă, adică SC, eu voi introduce așa ABC, SRL. Observați că atunci când scrieți în Excel, sau mai bine spus, și în Excel putem să scriem texte fără nicio problemă. În momentul în care scrieți textul, puteți să treceți peste bariera celulei. Observați că avem o limită, o barieră în partea dreaptă a celulei și mergeți mai departe. Vedeți? Se suprascrie, practic. Scrieți, după care dați un Enter. Deci aceasta este modalitatea în care puteți să scrieți texte în Excel. Practic, scrieți sau suprascrieți peste celule, iar în momentul în care ați terminat de scris, dați un Enter. În felul acesta, puteți să scrieți diverse texte în Excel. Bun, haideți să facem acum acest cap de tabel. Ce presupune? Mai întâi de toate, data. Fiecare registru de casă trebuie să aibă o dată, nu? După aceea, explicații, adică ce operațiune am scris în registru de casă, intrare, ieșire, sold. Bun. După aceea, vom formata fiecare coloană în parte al acestui registru de casă. Eu voi formata doar câteva celule. Desigur că voi veți formata toate celulele care fac parte din registrul de casă. În prima coloană am data și atunci eu vreau ca aceste celule să fie formatate sub formă de dată și atunci haideți să selectez totuși mai multe celule. Și atunci să vedem care sunt pașii. Deci mai întâi de toate veți selecta celulele pe care doriți să le formatați, mergeți pe acest number, dați un click, apare această fereastră, după care mergeți pe date, deoarece voi vreți să formatați data și atunci vom merge pe date. La locații, la location alegeți România, deoarece presupun că cei mai mulți doriți să apară data sub formă românească, adică ziua, luna și anul, și nu luna, ziua și anul, cum este specific englezilor. Eu am să mă duc pe acest tip de formatare în care să apară ziua, luna scrisă prescurtat sub formă de text și la sfârșit ultimele două cifre ale anului și voi da OK. La explicații am să formatez, poate să rămână așa cum este, pe general, deci nu am de făcut formatări speciale, iar în ceea ce privește intrarea, ieșirea și soldul, am să le selectez împreună, deoarece în aceste celule o să am cifre și ca urmare am să mă duc pe acest number, iar în această căsuță, decimal places, noi putem selecta zecimale care vor fi afișate. Dacă doriți două zecimale, atunci lăsați așa. Dacă nu, scrieți numărul de zecimale pe care doriți să le afișeze în registrul de casă, 3, 4, sau mergeți pe aceste săgeți, săgeata din sus. Deci va crește numărul de zecimale afișate, 4, 5, iar dacă mergeți pe săgeata de jos, va reduce numărul de zecimale care vor fi afișate, iar dacă doriți un separator pentru 1000, adică după 3 zerouri să aveți un separator, dați un click în această căsuță. Eu doresc, ca urmare voi da un click, după care OK. Bun, și haideți să introducem date. Dar înainte de a introduce date, ar trebui să scriu denumirea documentului, adică registru de casă, și vom scrie și luna pentru care am făcut acest registru de casă. Ianuarie. Începem cu ianuarie, pentru că este prima lună într-un an, dar nu arată bine așa. Haideți să le centrăm, nu? Și atunci, cum o să centrăm? Vom selecta celulele
în cadrul cărora doresc textul respectiv să-l centrez, după care mă duc pe acest merge în center. La fel am să fac și cu ianuarie. Așa, și dacă doresc să le bolduiesc, voi merge pe acest B și am să le bolduiesc, adică aceste expresii vor apare îngroșat. Bun, și atunci haideți să introducem. Voi introduce 0, 1. Pentru dată introduceți întotdeauna această bară oblică, acest backslash. Puteți să introduceți cifric tot, nu este nevoie să introduceți pentru lună sub formă de text. Deci 01, adică ianuarie 2012. Și observați că data apare sub această formă, 1 ian 12, adică 1 ianuarie 2012, deoarece aceasta este formatarea pe care am făcut-o pentru data. Bun, mergem la explicații. Această coloană de la explicații este puțin cam îngustă. Ca să o lărgesc, mă voi duce pe limita din partea dreaptă a celulei și observați cum se transformă cursorul mouse-ului. În acest moment cursorul este culoare albă și în momentul în care mă duc pe limită, cursorul se transformă într-o cruciuliță de culoare neagră. Voi da click stânga pe mouse și voi trage această celulă până unde doresc eu să fie de larg această celulă. Bun, și atunci, în prima zi a lunii, avem soldul inițial, da? Sold inițial, aceasta este explicația și soldul inițial reprezintă o intrare, să presupunem 300. Bun, prima formulă pe care o să o creăm va fi preluarea soldului inițial. Cum vom face? Vom scrie de la tastatură acest semn de egalitate. Fiecare formulă în Excel începe cu acest operator semn de egalitate, cu acest operator aritmetic și după care vom merge pe celula pe care, de unde dorim să preluăm, în cazul nostru, acest număr. Vom da click pe celula respectivă și automat formula preia în Excel celula respectivă, adică C9, vom da Enter și apare soldul inițial 300. De obicei, într-o zi avem mai multe operațiuni într-un registru de casă, nu? Și atunci cum vom face? Să presupunem că încasăm de la un client, am să scriu aici o chitanță, așa, numărul 1, și mai încasăm, să zicem, 200 de RON. La explicație voi scrie bon fiscal. Să presupunem că am achiziționat pentru firmă diverse materiale, să zicem 50, și așa mai departe. Am să introduc alte cifre, fără să mai scriu explicații. Să presupunem că am încasat 500, am mai achiziționat pe firmă de 120 ceva, de 10 lei, de 15 lei, am mai încasat 15, 800 să presupunem, am cheltuit 25, 350, 25, 15 și avem încă o casare, să zicem, de 500 și în ultima zi o plată, o ieșire din caserie de, să presupunem, de, să fie o cifră rotundă, totuși 35. Așa. Și atunci cum vom calcula soldul în fiecare moment? Deci vom începe cu acest semn de egalitate. Mergem pe soldul inițial, după care de la tastatură introducem acest operator plus. Practic, care este formula de calcul pentru sold, pentru un sold final? Avem soldul inițial plus intrare minus ieșire. Și atunci vom merge pe intrare, pe această celulă C10, după care pe ieșire. Practic, ieșirea va fi întotdeauna pe celula D, în cazul nostru de 10, pentru acest moment, pentru acest rând 10. Și vom da Enter. Și să facem un calcul foarte, foarte rapid. Da? Deci avem soldul inițial 300 plus 200 intrarea pe care o avem în acest moment, ieșire nu avem nimic. Așa, atunci trebuie să avem soldul final 500. Da, așa este, deci 500.
calculul este bun, vom trage această celulă în felul următor. Vom merge cu mouse-ul pe colțul de jos din partea dreaptă a celulei și observați cum se transformă cursorul din cruciuliță de culoare albă în culoarea neagră. În momentul în care se transformă, dați click pe partea stângă a mouse-ului și trageți în jos această celulă până unde doriți voi și în acest moment avem soldul final pentru fiecare operațiune și pentru orice moment al registrului de casă. Observați că deja pe rândul 11, adică celula E11, soldul final este 450. Să vedem dacă calculul este bine făcut. Bun. Adică avem soldul inițial 500. La intrare nu avem nimica. Minus 50, atunci este 450. Este bine. Bun. Mergem chiar pe ultima operațiune, pe această celulă E23, unde avem 1670. Bun. Adică avem soldul, să facem calculul atunci, avem soldul inițial de 1705 și minus ieșirea de 35. Voi da Enter. 1670, calculul este corect. Și în final o să aveți ultimul sold, da? Deci 1670. Dar ce se întâmplă dacă din greșeală voi introduce un număr greșit? Să spunem că introduc 1700 la ieșire. Observăm că soldul final în acest moment este minus 30. Deci calculul este clar, pentru că am introdus cu 30 mai mult. Deci este greșit. Nu există într-un registru de casă să am sold final pe minus. Nu pot să cheltuiesc mai mult decât am avut în casă. Deci este o imposibilitate. Ceva înseamnă că am greșit. Dar eu pot face în așa fel încât acest sold final, acest minus, să îl colorez în roșu, pentru că în acest fel, eu am să observ mult mai repede greșeala. Pentru că în acest fel este tot pe negru, da? Deci minus 30 este pe negru, la fel ca și soldul cu plus și mai ales dacă am foarte multe operațiuni, într-un registru de casă poate să treacă acest lucru neobservabil, pot să trec peste el, pentru că s-ar putea să nu-l observ. Să presupunem că în următor moment am o intrare și introduc 1800, da? Observați că deja am pe plus registrul de casă 1770, da? Și s-ar putea să trec peste acest minus, ceea ce este o greșeală și la urmă acest sol final de 1770 nu este corect, pentru că nu am cum să cheltuiesc mai mult decât am în casă. Și atunci cum fac ca să această operațiune să sară în ochi, așa cum se spune? Deci voi merge pe celula, voi selecta din nou celulele din coloana care reprezintă soldul final, mă voi duce pe acest number și voi merge pe acest panou negative numbers, pe acest număr scris cu roșu și voi da OK. Și observați că în momentul acela cifrele care negativ apar cu roșu. Și în acel moment eu știu că acolo eu am greșit. Și atunci trebuie să reiau registrul de casă, trebuie să mă uit pe documente să văd ce am greșit, pentru că operațiunea respectivă nu este corectă și după care corectez. Să presupun că în loc de 1700 ar fi trebuit să introduc 1400 și din acel moment soldul meu este corect. Să presupunem că pe rândul 25 am ultima operațiune pe 1 ianuarie 2012, cum preiau această celulă, ca să nu scriu în fiecare celulă 1 ianuarie, 1 ianuarie, da? Voi merge cu copy, adică selectez celula, mă duc sus pe copy, după care mă duc pe celula unde doresc să pastez, să lipesc aceeași dată și mă duc pe acest paste. Da? Foarte simplu. Aceste lucruri pot să le fac și altcumva. Pot să mă duc pe celula respectivă, mă duc cu click dreapta mouse-ului, mă duc cu
copii, după care, la fel, mă duc în celula unde doresc să pastez, mă duc cu click dreapta și voi da pe paste. Sau pot să utilizez tastele Ctrl Q pentru copy și Ctrl V pentru paste. Ultima operațiune de zi, vă recomand să o bolduiți și să-i schimbați culoarea. În felul acesta știți că rândul respectiv este ultima operațiune din ziua respectivă. Și atunci mergeți pe acest B, îngroșați, mergeți pe această literă A și schimbați culoarea. Să presupunem că poate fi un albastru. Așa. Și uitați, în acest moment se face diferența. Știți că pe data respectivă aveți soldul final al zilei respective, care va reprezenta soldul inițial al zilei următoare. Și în felul acesta, o foaie din aceasta, un sheet, o foaie de calcul, va reprezenta o lună. Deci veți merge în jos până la 31 ianuarie. Și veți calcula totalurile în felul următor. Veți merge pe coloana care reprezintă intrarea, după care veți merge pe acest autosum, veți da un click. Observați că nu s-a făcut bine calculul și ca urmare întotdeauna să verificați cum facem. Mergeți pe partea dreaptă și observați cum se modifică cursorul din cruce într-o bară oblică, o săgeată în două direcții, dați click stânga cu mouse-ul și trageți în sus așa. Și până la prima operațiune veți trage în sus, dați Enter și în acest moment aveți totalul pe intrări și după aceea trageți această căsuță în dreapta pentru ieșiri. Și în acest moment dați un dublu click ca să verificați dacă calculul este bine făcut. Da, este bine făcut și aveți totalul și pe ieșiri. Așa. Bun, avem și totalurile. La sfârșit, la explicații, vom scrie total. Și acest total ar fi bine să-l boldui și să-i schimbați culoarea, să spunem, într-un verde. Și la sfârșit puteți face o verificare a soldului final, să vedeți dacă acest sold final este corect calculat. Adică veți da pe tastă, veți scrie semnul de egalitate, veți merge pe această celulă, minus, ieșire. Da? Deci observați că coincid cele două, înseamnă că soldul final este corect. Deci putem folosi și diverse chei de verificare. Bun. Și atunci, haideți puțin să-l colorăm și un pic să facem altcumva acest registru de casă. Cum putem face acest lucru? Deci, mai întâi de toate, acest cap de tabel, putem să-i schimbăm culoarea, putem pune acest galben, iar ceea ce este în interior, putem să-i dăm o altă culoare, spre exemplu, această culoare, cred că, atenție, nu, din coace trebuia să mă duc, pe această cană, așa, un portocaliu deschis, iar pentru total, să punem o altă culoare, să punem din cu acela cană, pentru că fundalul vreau să-l modific. Putem pune o culoare așa, parcă e mai bine un gri de genul acesta, da? Și avem și totalul, după care putem să setăm niște borduri, selectăm capul de tabel, mergem pe acest border de aici, așa, și dăm diferite borduri pe care noi dorim să le setăm pentru registrul nostru de casă și încet registrul nostru de casă o să arate foarte bine, după părerea mea. Cum doresc în interior
niște borduri, am să folosesc asta, da? Bun, și în acest moment registrul nostru de casă arată destul de bine, dar avem pentru capul de tabel culoarea galbenă, putem și să bolduim aceste texte ca să arate mai bine și în acest moment avem registrul de casă, avem totalul pe intrări, ieșiri, avem soldul final. La sfârșit, vom schimba denumirea acestui sheet în ianuarie, pentru că vom folosi un sheet pentru o lună, ianuarie, da? Și avem registrul de casă pentru ianuarie. După care, următorul sheet va fi februarie și tot așa mergeți până la ultima lună, până la decembrie. Cum inserați noi sheet-uri? Mergeți pe un sheet, dați pe mouse click dreapta, după care insert, așa, selectați acest worksheet, după care OK. Și tot așa mai departe veți putea insera. Inserați până aveți 12 luni. Așa. După aceea, copiați registrul de casă din luna anterioară sau mai întâi de toate puteți să faceți fără a avea date și copiați așa numai formularul cu formulele respective. Următoarea lună, februarie, martie și așa mai departe, după care îl aranjați în așa fel, așa, aceste sume de la, numai de la intrare și ieșire, precum și, până la urmă, și data și explicațiile, până la sold, atenție, soldul nu, pentru că la sold aveți formulele, da? Veți șterge, pentru că veți introduce noi date, da? Deci veți prelua soldul inițial din luna soldul final din luna ianuarie 2070, da? Deci avem 2070, da? Și automat observați că la sold se preia soldul, după care introduceți ce operațiuni mai aveți. Avem 400 intrare, observați cum soldul se modifică automat. Avem la ieșire 500. Avem la ieșire 500 și așa mai departe, soldul se modifică automat și în felul acesta mergeți până la ultima lună, până la luna decembrie. Desigur că veți schimba și la registrul de casă luna, adică februarie și așa mai departe. Într-un tutorial viitor am să vă arăt cum puteți după aceea să centralizați ultimul registru, adică un fel de registru anual în care veți avea operațiunile centralizate din toate lunile anului, adică din ianuarie, februarie, martie și mai departe, dar acest lucru o să-l facem într-un tutorial viitor. Vă mulțumesc foarte mult, vă aștept în continuare pe site-ul lecțiideinformatică.net și pe site-ul lecțiieconomice.net. Practic, aceste tutoriale mai mult cu înclinație economică făcute în Excel și în Word, dar voi începe și în Excel să fac tutoriale, sunt destinate atât pentru site-ul lecțiideinformatică.net cât și pentru site-ul lecțiieconomice.net. Vă mulțumesc foarte mult și vă aștept pe aceste două site-uri, lecțiieconomice.net și lecțiideinformatică.net, pe ele, ca să urmăriți aceste videotutoriale, o să vedeți că vor fi foarte multe tutoriale interesante, am să fac și bugete și cash flow-uri și multe alte lucruri în Excel și în Access. Vă mulțumesc pentru participare și vă aștept în continuare pe aceste site-uri. La revedere!